toată convingerea că după reuniunea Comitetului Executiv al Partidului va câștiga Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc! Data trecută spuneați că Rovana Plumb ar fi soluția, dar acum, odată ce candidează și Liviu Dragnea, cine ar trebui să iasă președinte? PSD nu e împărțit în două tabere. PSD e unit și va fi unit și după votul de astăzi. Important este că suntem un partid... Stați un pic să... Multă agitație. Suntem în continuare primul partid ca forță politică și electorală al țării, că guvernăm și eu cred că atunci când se va trage linie va fi una din cele mai bune perioade de guvernare ale țării, iar eu vreau să-mi duc la bun sfârșit un mandat, repet, în care oamenii la final să spună da, pe vremea guvernului PSD, UNEPR, ALDE, pe vremea guvernului Ponta, nu doar că nu ne-a tăiat nimeni niciun leu, ci a adăugat, dar este perioada în care ne-am relansat economic, este perioada în care s-au plătit tot ceea ce a tăiat vechiul guvern în 2010-2011 și este perioada în care România a pus bazele unei dezvoltări economice și sociale extrem de importante. Dincolo de asta, evident că activitatea guvernului va continua cu sprijinul PSD, UNEPR, ALDE și evident că astăzi, după votul de azi, cine va fi președinte, doamna Plumb, domnul Dragnea, toți ceilalți, trebuie să se concentreze pe partea de activitate politică a partidului. Eu îi asigur, de acum și voi asigura și înăuntru, că îi voi sprijini cu toate forțele, cu activitatea guvernamentală. Și slavă Domnului, pentru partid activitatea guvernamentală este un plus important și nu un minus de acoperit. Mai departe, restul lucrurilor pe care dumneavoastră doriți să le aflați, le veți afla la finalul votului. Există și varianta în care Ecaterina Andronescu să fie sprijinită de ambele tabere. Ecaterina Andronescu, nu știu, să fie intrăm înăuntru și vedem. Eu voi sprijini conducerea PSD-ului. Vreau să mulțumesc cum am făcut o față de neprivire unui verbal național, membrilor Comitetului Executiv Național, pentru cei 5 ani și jumătate, în care de la un partid înfrânt în opoziție și destinat, astăzi suntem cel mai important partid de la guvernare și eu sunt convins că asta e. Poate nu se bucure toată lumea din afara sării, dar din sală o să fie un partid la fel de unit și după Comitetul Executiv Național de azi. Mai vreau de asemenea să vă spun că sunt absolut convins că împreună am făcut lucruri extraordinare și tot împreună o să facem și alte lucruri importante. Vreau să ducem la bun sfârșit o guvernare de care dumneavoastră, ca și conducerea partidului, n-aveți de ce să vă rușinați, din potrivă. Știți cum? Guvernarea federistă a luat de la oameni, noi am dat la oameni. Orice altceva e poveste și e politică de dâmbovița. Noi am luat țara din criză, suntem acum în creștere economică și cu lucruri care vor rămâne indiferent de ce se întâmplă. Vreau să mai spun două lucruri. Să vă asigur că atâta timp cât o să fac politică, o să fac doar în Partidul Social Democrat. Și că atâta timp cât voi fi membru al Partidului Social Democrat, o să sprijin conducerea acestui partid. Bună seara! Așa cum probabil ați aflat, s-a finalizat votul în Comitetul Executiv Național. Colegii mei mi-au acordat un vot de încredere pentru a putea forma o echipă bună, o echipă unită, o echipă largă, care să pregătească într-un termen foarte scurt un plan concret de acțiuni atât în teritoriu cât și în Parlament. De asemenea, un program politic pe termen lung care să ajute la dezvoltarea României în continuare. De asemenea,
Una din principalele concluzii ale Comitetului Executiv de astăzi a fost că PSD-ul este un partid unit care poate trece și peste crize mai mici sau mai mari. Este și motivul principal pentru care sunt aici împreună cu Rovana, chiar dacă fiecare dintre noi, având acest drept, am cerut votul de încredere al colegilor, Rovana Plumb rămâne președinta Consiliului Național, un om politic cu o anvergură serioasă, un ministru foarte bun, un om politic care are multe de spus în politică și cu care cred, de fapt sunt convins că pot colabora foarte bine. De asemenea, lângă mine este Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Un om care cred că trebuie valorizat la maximul de potențial pe care îl are. Atât în ceea ce privește activitatea de președinte al Camerei Deputaților, cât și în ceea ce privește relația cu partenerii noștri externi, strategici, cât și în relația cu ambasadele și nu numai. De asemenea, avem doi oameni în Comitetul Executiv Național, chiar în Biroul Permanent Național Vicepreședinți, care conduc două structuri asociative ale administrației locale foarte importante, Asociația Municipiilor, condusă de domnul primar Robert Negoiță, și Uniunea Consiliului de Țene, condusă de domnul Marian Oprișan. Rolul lor important este ca cu primarii și președinții de Consilii Județene PSD să înceapă un program de acțiuni concrete, atât pentru a îmbunătăți legislația aferentă domeniului respectiv, cât și pentru a ajuta în pregătirea pentru campania electorală. De asemenea, vicepreședinții partidului, fiecare dintre ei, după ce vor opta pentru un domeniu sau altul, vor începe să producă politici publice în domeniul respectiv. Rovana Plumb, dincolo de faptul că este președinta Consiliului Național, conduce departamentele partidului și va fi ajutată de noi toți ca această structură să devină o structură eficientă și care să furnizeze atât guvernului cât și partidului un set de politici care să ajute actul de guvernare. A doua concluzie a acestui Comitet Executiv Național a fost menținerea actului de guvernare, participarea la guvernare. Toți am hotărât în tot să facem tot ce ne stă în putință ca Victor Ponta să se simtă asigurat și sprijinit de un partid social-democrat unit și puternic. Victor Ponta va fi sprijinit să rămână prim-ministrul Guvernului României de toți membrii de partid, în frunte cu mine, în frunte cu noi toți. De asemenea, înainte de a ieși la conferința de presă, am avut o discuție telefonică cu domnul Gabriel Opre, colegul meu, amicul meu de 15 ani de zile, care sprijină formula care a fost votată astăzi în Comitetul Executiv Național și la sigur și pe domnul Gabriel Oprea, președintele UNPR-ului și întregii colegi de la UNPR, de dorința noastră de colaborare onestă, cinstită, pe care am și prestat-o până acum. De asemenea, colegilor de la ALDE le transmitem la fel că Partidul Social Democrat a rămas același partener corect și loial și împreună cred că putem asigura o guvernare pentru această țară care să mențină dezvoltarea economică de până acum. Vreau să mai spun că unitatea și soliditatea Partidului Social Democrat nu este importantă numai pentru membrii PSD. În România este nevoie de echilibru politic. Un dezechilibru major în stânga poate determina fenomene așa cum au apărut în Grecia. Un dezechilibru major pe dreapta, de exemplu, poate determina iar fenomene de radicalism pe partea dreaptă. Pentru stabilitatea economică a țării, pentru stabilitatea politică, pentru stabilitatea guvernamentală a acestei țări, este important ca Partidul Social Democrat, cel mai important partid din România, să fie unit și stabil și așa este. Vreau de asemenea să asigur pe toți colegii mei că începând de astăzi, în Partidul Social Democrat, lucrurile nu vor fi schimbate în sensul rău. Ba dimpotrivă, tot ceea ce a fost bun până acum va fi continuat, iar foarte multe dorințe ale unor colegi firești de-a lungul ultimelor 2 ani sau ultimelor luni de a se implica major în activitatea de partid va fi realizat. Cam atâta am avut de spus, dincolo de micile ieșiri publice din ultimele zile,
începând de astăzi, toată lumea se ocupă de treabă, suntem colegi, suntem prieteni, avem un obiectiv major, pentru că nu trebuie să uităm niciodată cele câteva sute de mii de membri pe care le are PSD-ul, precum și milioane de români care susțin acest partid și care l-au votat și pe Victor Ponta. Cum comentați dumneavoastră că domnul Ponta nu a votat pentru... A votat. A votat. Înseamnă că probabil că Victor Ponta, adică nu probabil, sigur, a crezut că buletinele sunt deja tipărite, trebuia să ajungă la o întâlnire la Autopen cu domnul Tus, n-a mai putut să voteze. Votul de până la urmă, soluția era bine. Se dă și doamna Plumb și doamna Plumb și domnul Gone. Vă rog. Eu vreau întâi de toate să îl felicit pe Liviu Dragnea, pe colegul meu, și vreau să le transmit tuturor celor 700.000 de membri ai partidului, cât și tuturor celor care sprijină cea mai mare forță politică din România, tuturor celor care astăzi se uită la noi, că după acest moment Partidul Social Democrat este întărit, este cu o echipă în jurul celui mai bun premier, Victor Ponta, care se bazează pe o alianță la guvernare solidă, că ne vom continua proiectul nostru de guvernare, că vom pregăti momentele electorale pentru 2016 și că în continuare vom face tot ceea ce este mai bine pentru români. Mulțumesc! Vreau să mai am o precizare, vă rog, importantă, îmi cer scuze că am uitat-o, suntem destul de obosiți. Opinia vazi-generală în Comitetul Executiv Național a fost ca în luna noiembrie să se organizeze Congresul Partidului Social Democrat și ăsta va fi unul din obiectivele importante ale echipei de conducere interimară până la Congres. După votul de astăzi, luați în calcul o candidatură la Congres? După votul de astăzi, primul obiectiv este să ne așezăm pe treabă, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Partidul trebuie îmbărbătat, toți colegii și în teritoriu așteaptă un plan concret de acțiune pe care trebuie să-l facem imediat în câteva zile, după care avem timp să ne gândim fiecare care candidează. E important să avem un partid stabil atunci când ajungem în fața Congresului. Ce lucruri noi, cu ce proiecte noi veniți în PSD acum? Au fost unii care v-au acuzat că ați fost în vizită într-o pădure la Băneasa. Ce au vrut să spună cu asta? Aveți casa acolo? Acolo ați decis să candidați? Nu, colegul meu care a spus asta, chiar după încheierea ședinței în timpul votării, mi-a explicat că nu s-a înțeles. Și mi-a explicat că în seara asta la o televiziune va lămuri lucrurile. Eu nu merg în pădure, mergeam când eram mic. Mergeam în pădure la Frașimure și mai merg la pădure când merg toți oamenii. Merg în pădure să-mi iau o lumină. Doamna, eu respect foarte mult televiziunea dumneavoastră, chiar o respect și pe dumneavoastră. Eu sper că începând de astăzi să înceteze aceste lucruri neadevărate. Așa sper. Și să ne așezăm pe treabă să vorbim. Dar eu aș vrea să dați voie să rog pe Valis Bunea să intervină. Și după aia, dacă vreți, mai discutăm despre pădure. Și eventual despre procedură. Vreau să spun un singur lucru, că pentru mine, pentru noi este important ca Partid Social Democrat că am închis astăzi rapid și eficient o perioadă pe care noastră a sprijinat în presă. Am demonstrat că pentru o decizie rapidă și fără, cu tot respectul care l-am pentru Robana Puș, pe care o cunosc de 15 ani, cea mai bună soluție pentru partid era omul care este cunoscut la cel mai simplu membru de partid la guvern. Liviu Dragnea este omul care se ocupă de bucătăria Partidului Social Democrat de 10 ani. Este omul cu care Victor Ponta a candidat în tandem și la Congres și care a mers să construiască Uniunea Social Liberală. Și eu am considerat că este important să arătăm o anumită continuitate în modul de guvernare al Partidului Social Democrat. Pentru noi este important să fim rapizi, să fim eficienți și să avem un om care este specializat și care dă încredere echipei că putem să continuăm această coaliție. Am transmis un mesaj și domnului Gabriel Oprea, această coaliție continuă, alianța de centru-stânga, cu
care am candidat în USL în 2012, rămâne pe poziție și îl susținem pe Victor Ponta, cea mai bună guvernare pe care am avut-o în ultimii 10 ani și ea se vede, în, dacă vreți, în buzunarele românilor. Două proiecte importante pe care le-am stabilit, congresul în noiembrie și mobilizarea parlamentarilor pentru votul pe codul fiscal și pentru legea salarizării, un proiect important al doamnei ministru Rovana Plumb, care face parte din echipa PSD. După cum ați observat, domnul Dragnea a transmis un mesaj pe care noastră știți. Tabăra PSD este unită, are o echipă care va conduce Partidul Social Democrat.